vine vorba de cure de slăbire sau regimuri detox, monodieta are și ea un loc aparte. După cum îi spune și numele, monodieta înseamnă consumul unui singur fel de mâncare timp de câteva zile. Timp de 3-5 zile putem consuma un singur tip de fructe, de exemplu mere sau struguri, un singur tip de legume, de exemplu morcov sau dovlecei, un singur tip de cereale, de exemplu orez. În acest fel, aparatul digestiv procesează un ingredient unic și funcționează la relanti. E recomandat să începem cu o perioadă pregătitoare după cum urmează. În prima zi eliminăm zahărul, produsele procesate și făina albă. Se consumă legume și fructe proaspete, cereale integrale și oleaginoase. În a doua zi se elimină produsele de origine animală și cerealele cu gluten. Se consumă legume, leguminoase și cereale fără gluten. În cea de-a treia zi se elimină produsele pe bază de soia și leguminoasele pentru a trece la o alimentație compusă din legume, fructe și cereale fără gluten. Putem trece apoi la monodietă timp de 3-5 zile. Există și varianta în care ține monodietă o singură zi pe săptămână, ca un fel de post alimentar. Chiar dacă se consumă un singur aliment, el poate fi preparat în moduri diferite. Merele, de exemplu, pot fi consumate proaspete, coapte sau făcute compot. Legumele pot fi și ele făcute salată, supă cremă sau gătite la cuptor. Acest tip de regim nu poate fi ținut pe termen lung, nu acoperă nevoile de nutrienți ale organismului. Monodieta nu este o soluție miraculoasă la kilogramele în plus, ci mai degrabă o pauză luată de la mâncare. Și de la gândul la mâncare.